Salutare, ce faci în vacanța de vară? La mare, la munte, la bunici? Și eu la fel. Așa că îți propun un nou format, un nou program pentru vacanța asta de vară. Ce zici dacă facem Roblox intensiv? Adică să ne vedem în fiecare zi. Stai liniștit, nu în fiecare zi din vacanță, ci în fiecare zi din săptămână. De fapt, de luni până joi. De luni până joi în săptămânile în care tu ești disponibil să faci Roblox. Deci o să ne vedem de 4 ori pe săptămână, dar nu în fiecare săptămână. Și ca să facem lucrurile mult mai organizat și mai bine, am structurat cursul pe 5 nivele. Deci 5 săptămâni. 5 săptămâni din vacanța de vară. Facem câte o săptămână și ne vedem din câteva în câteva săptămâni pentru nivelul următor, ok? Ca să afli la ce nivel ești deja, ți-am pregătit acest joc în care te poți teleporta la un nivel și acolo îți dai seama dacă știi să faci lucrurile alea sau nu. Vezi că am pus pe YouTube un filmuleț în care explic mai în detaliu fiecare nivel ce conține. Faptul că ne vedem în fiecare zi, eu zic că e mai bine, pentru că așa nu uiți de pe săptămână pe alta ce ai învățat și noțiunile sunt mult mai proaspete. Hai să luăm un exemplu clar. Să zicem că tu ești de nivel 3, da? adică înveți despre bucle în programare. Știi tu, while, repeat, for și așa mai departe. Îți alege o săptămână când tu ești disponibil și noi facem nivelul 3 în acea săptămână ne vedem în fiecare zi și după aceea o să ne vedem poate nu săptămâna viitoare dar peste două săptămâni. Ce faci tu în timp ăsta? Păi, uh, surpriză surpriză. Ți-am pregătit o grămadă de lecții micuțe, nu complicate pe care le poți parcurge să stăpânești și mai bine noțiunile de la nivelul tău. Astfel încât atunci când ne întâlnim la nivelul 4 să-mi arăți ce ai reușit să faci tu singur cu noțiunile de la nivelul 3 și bonus la bonus la bonus la bonus, dacă ai reușit să creezi ceva nou pe care eu nu ți l-am arătat, dar se încadrează în noțiunile la nivelul 3, ghici ce? premiu Robux. Asta pentru că îmi doresc ca după o săptămână întreagă de programare, în care tu ți-ai crescut skillurile de programator, să nu le uiți. Adică după o săptămână de programare să nu te întorci după aia să stai tot timpul pe Roblox să te joci. Aș vrea să te încurajez să lucrezi și singur. Și stai liniștit, nu o să duci lipsă de idei, pentru că la fiecare nivel o să-ți dau o grămadă de idei creative și poți să vii și tu cu altele. Deci dacă ești de la nivelul 0, atunci 5 săptămâni în vacanța de vară. Dacă ești la nivele mai avansate, atunci oricum o să ne întâlnim pentru că nivelul 5 nu e ultimul. Adică cu grupele de avansați deja o să facem lucrurile în continuare peste nivelul 5. Da? Și cu acestea îți urez o vacanță extraordinară și să înveți cât mai multe în vacanța asta de vară.